Femeia de 32 de ani venise să lucreze în Vama Veche cu o seară în urmă, fusese luată de salvare pentru că se simțea foarte rău. A fost internată la Mangalia și ieri dimineața a părăsit spitalul fără să anunțe pe cineva. Un turist a văzut-o pe plajă, apoi intrase în apă de unde nu a mai ieșit. Atunci a sunat la 112. Oh, este enorm de mult. La o femeie nu. A fost văzută la 500 de metri distanță de mare. Uitați, eu până la digul ăla de acolo și înapoi, am notat vară de 2-3 ori, dar când marea era liniștită, caldă, niciun fel de problemă. Dar ca femeie? Nu, ca femeie e absurd. Cred că s-a necat. A vrut sau n-a vrut, dar nu știu. Deci că ar fi notat undeva la o distanță de 500 de metri de mare. E foarte mult, mai ales pentru o femeie. Chiar nu știu. Ca bărbat v-ați aventurat? Nu, Doamne ferește. Sigur nu. Unii turiști ne-au spus că a intrat goală în apă și a fost internată la spital și a făcut cruce, s-a mai rugat ce a făcut, a intrat în apă și a început să înoate în larg. La un moment dat a început să bată apa, s-a dus la fund și de atunci nu mai știu nimic. Cam pe unde s-ar fi terminat puterile, ca să zic așa? Undeva la 150-200 de metri după dig, în larg. După dig în larg. Adică noi acum vorbim aproape 500 de la mal, ca să zic. Cam așa, cam în jur de 4-500 de metri. Căutăm, o să încetăm căutările pe plaja asta, o să mergem în dreptul celuilalt golf, după curenți, după cum au bătut curenți. 14 scafandri, 2 ambulanțe și o embarcațiune de la Agenția de Salvare pe Mare au ajuns la fața locului. În zone în care apa este destul de lipede și este strictă vizibilitate, sunt zone în care vizibilitatea este mai puțin de jumătate de metru. Și de asemenea curentul sunt foarte puternici pe de fund. Vizibilitatea e zero, este hulă de fund, nu se vede absolut nimic. Da, văd că băieții sunt băgați. Da, au intrat când încă se mai putea. Și între timp s-a stricat și marea și vizibilitatea e zero, e ceață totală jos. E posibil să intre sub pietre. Da. Și sunt numai pietre în zona asta, dar nu știm locul exact. Cazul a fost preluat de polițiști care, deși nu a lăsat niciun bilet de adio, cred că tânăra s-ar fi sinucis. Pe mal au fost găsite hainele fetei, dar și telefonul.